combaterea corupției, ce să ne mire, ce spune și ce gândește doamna Prună. Doamna Prună a avut un panseu de o excepțională valoare, nu știu cum să-l numesc, comunistă, fascistă sau ambele. Da? Ce ne spune doamna Prună? Discuția despre drepturile omului este un lux. Sfatul meu este ca domnul prim-ministru Cioloș să o bage pe doamna Prună în ședință mai des și cel mai bine ar fi să nu mai vorbească. Că de câte ori vorbește, spune numai enormități.